Salutare băieții și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vorbim puțin despre noua rezoluție. După cum știți, înainte jucam pe 16:9, 1920x1080. Ok, o rezoluție destul de bună din punct de vedere al graficii. Cum se vede și în momentul de față, sunt pe 1920x1080, se vede totul impecabil din punct de vedere al graficii. Ok, hai să vedem cum se văd oamenii în comparație cu rezoluția pe care o să o folosesc de acum încolo. Deci 16:9, 1920x1080, oamenii sunt destul de ok, sunt puțin cam, nu știu, cam micuți așa. O să vedeți o diferență foarte, foarte mare între rezoluția asta și rezoluția care urmează. Ok, pe rezoluția asta am jucat, iar pe rezoluția asta o să joc de acum încolo. Ce ziceți, mă, e vreo diferență sau... Da, băieți, e o diferență enormă, după părerea mea. După cum vedeți, așa, dintr-o dată s-a îngrășat caracterul, nu știu. S-a îngrășat dintr-o dată caracterul și toate lucrurile sunt mult, mult mai late. Asta e un avantaj foarte, foarte mare. Știu că pe marea majoritate vă interesează ce rezoluție am acum. O să vă arăt direct. 4x3, 1024x768. Vreau să vă spun rapid avantajele acestei rezoluții. În primul rând, caracterele sunt mult mai late în comparație cu cealaltă rezoluție. Adversarii sunt mult mai grași, dacă putem să spunem așa. Evident că dacă e mai gras, poți să-l omori mai rapid. Cealaltă rezoluție, nu știu, îi puneai gen, dacă îi puneai de aici ținta, îi puneai direct pe cap. Aici, dacă o dai puțin mai în stânga, e tot pe cap. Înțelegi ce vreau să spun? Deci, caracterele sunt mult, mult mai late în comparație cu... What the fuck, man? În comparație cu cealaltă rezoluție. Bun, hai să vă spun avantaje. Deci, ăsta ar fi primul avantaj. Al doilea avantaj ar fi că aveți mai multe FPS-uri în comparație cu cealaltă rezoluție. Deci, la momentul actual am FPS Max 0, am undeva la 200-300 de FPS-uri, cam așa, 230-240. Bă, pe matchmaking am mai multe, sincer, nu știu de ce am doar 200-250. În fine, credeți-mă, se simte diferența la FPS-uri. Deci avem două avantaje, jucătorii mai lați și avem mai multe FPS-uri. Bă, nu știu, pentru mine nu este un dezavantaj, dar e totul mult mai lat. Vedeți că midul este mult, mult mai lat în comparație cu cealaltă rezoluție. Vă arăt la ortanul cum arată. Da, este totul mult mai lat. Bă, e un avantaj foarte, foarte mare, credeți-mă. Dacă jucați pe 16:9 și o să schimbați pe această rezoluție, o să vedeți o diferență foarte, foarte mare. Acum vreau să vorbim despre dezavantaje. Bă, din punctul meu de vedere, are decât un singur dezavantaj această rezoluție. Ok, hai să punem botul acolo și să mergem un pit. Jucătorul se vede destul de... Nu știu, nu prea se vede așa de clar cum se vede pe cealaltă rezoluție. Cam ăsta ar fi singurul dezavantaj. Altul... Nu văd un alt dezavantaj. Hai totuși să-l punem aici la gust. Ok, cred că e ok acolo. Hai să fugim rapid în pit să vedem dacă se vede. Bă, îl vezi și de aici. Da, haideți să vă arăt cum se vede pe cealaltă rezoluție. Deci cam așa se vede. 4x3, 1024x768. Hai să vedem pe cealaltă rezoluție. Ok, cealaltă rezoluție. Da, se vede mult, mult mai clar de la distanță. Într-adevăr, ăsta e un avantaj pe această rezoluție. De la distanță se vede mult mai ok. Dar, sincer, nu merită schimbarea. Deci nu merită să rămâneți pe 16:9, 1920x1080. Poate vă întrebați, bă, generale, dar tu ai jucat foarte, foarte mult timp pe această rezoluție. De fapt, foarte mult timp. Nu știu, am jucat vreo o lună, jumate, două luni pe această rezoluție. De ce ai jucat pe această rezoluție și de ce faci doar acum schimbarea? Nu știu dacă știți, dar abonații vechi sigur știu. Înainte jucam pe 4x3, 1024x768. Bă, și sincer, nu-mi plăcea cum se vedea. Adică, chiar nu-mi plăcea cum se vedea. Pe mine înainte mă interesa, bă, vreau să am o calitate și o claritate mult mai înaltă la video. Așa că, na, cam ăsta ar fi singurul motiv pe care... Cam acela era singurul motiv.
pentru care am rămas pe 1920 pe 1080, că se vedea mult, mult mai clar în comparație cu cealaltă rezoluție. Și sincer, doar pentru voi am făcut schimbarea asta, să vedeți voi mult, mult mai clar. Cu toate că jocul nu era la fel, adică na, simțeam și eu în unele faze când bă, efectiv, trăgeam și nu intrau gloanțele. Așa că m-am gândit să mă mut înapoi totuși. Am avut și unele momente pe live în care, bă, efectiv, nu știu, era ținta pe el sau făceam spray și din 5-6 gloanțe intrau doar în glonț, două și nu știu, simțeam, bă, ce se aude, mă? Ok, se aude ceva ciudat. Simțeam diferența foarte, foarte, foarte mult. Am jucat aseară pe live, nu știu, am jucat vreo 2-3 competitive și nu știu, am făcut pe Miraj vreo 30 de fraguri. N-am mai făcut de foarte mult timp 30 de fraguri în global. Oricum se simte foarte, foarte mult diferența, vă recomand această rezoluție. Deci cam astea ar fi avantajele și dezavantajele după părerea mea. În orice caz, hai să ne uităm pe 16, pe 4, pe 3, rapid. Ok, să vă spun rapid avantajele și dezavantajele. Bă, nu știu, alții am văzut aici că folosesc asta pe low, shader și le folosesc toate pe high. Rapid, avantaje. Jucătorii sunt mult mai lați, mult mai grași. Ar fi cel mai mare avantaj. Un al doilea avantaj ar fi că aveți mai multe FPS-uri. Iar un dezavantaj ar fi, nu, într-adevăr nu se vede așa de mișto cum se vede pe cealaltă rezoluție. Și mi se pare că se mișcă mult mai smooth. Se mișcă mult mai, așa, nu știu, mult mai clean, așa, mai smooth. Se mișcă super, super mișto. Și dezavantaj, v-am spus, nu prea vedeți de la distanță. Nu știu, după părerea mea, nu știu. Sau, nu știu, jucătorii foarte mici de la distanță. Sau, ok, nu știu, e ciudat. E ținta prea mare, gen... ținta cuprinde tot jucătorul de la distanță. Ok, e mai greu până vă obișnuiți cu jucătorii de la distanță, dar na. Cam asta a fost videoul. Oricum, am primit și ieri pe live o grămadă de întrebări. Bă, ce rezoluție ai? Zine și nouă rezoluția. Și am zis, hai să fac un videoclip, că știu că o să primiți foarte multe întrebări de genul. Și eu o să zic genul, bă, vezi că am videoclip pe canal, știi, să nu mai stau să le explic la fiecare parte pe live stream sau așa. Deci cam asta a fost videoul, nu știu, sper că v-a ajutat, sper că ați înțeles de ce m-am mutat iar pe 4x3. Deci da, cam asta a fost videoul, nu uitați să apreciați videoul dacă mai vreți episoade de genul. Poate o să fac un tutorial gen cum să crești mai rapid în rang sau, nu știu, vedem. Deci cam asta a fost videoul, sper că v-a plăcut, ne auzim data viitoare. Salut!